Salutare și bine v-am regăsit la un nou episod la Căsuța din Pădure. După cum ați văzut, fraților, în episodul trecut, în episodul cu unboxing-ul la biciclete, e o leacă dezastru, o lecuță că e dezastru aici. Și așa că trebuie să mă apuc să fac curățenii. Scot îndată cosătoarea și îi dau bătăi pe ceea ce știu eu să fac mai bine, scosesc. Și ceea ce îmi place mai bine. Ia uite, frate, a făcut Cornel căbănuța băna. Ia să vă știu ce-a făcut ăsta aici. Opa. Bravo, mă, șmecherie. Chiar că șmecherie. Șmecherie cu buton, fraților. Da. Foarte tare. Au avut de muncă și cu taică meu și cu... Chiar au avut de muncă. Dar a ieșit o treabă extraordinară, eu zic. Mamă. Super mega tare. Am adus și lemne acolo, vă că. Cuțu, da și faci ei cuțulică. Uai, cuțulică, tu n-ai plecat de aici, tot aici e rămasă. Vai de mine, să-ți aduc ceva să-ți dau să mănânci. Că am luat aici, vreau să fac niște mâncare. Ia, hai, na. Poate mă prinzi de ăștia. Aha, e o bucățică de cărnați de aici. Da, dar și caută da și acolo, că am văzut-o partea asta aici. Și caută da și acolo. Da, treaba lui, nici mă interesează. Ies mă uit să văd, să inspectez o leacă. Am văzut că au făcut acolo o tricicletă, au făcut acolo o șmecherie de aia cu... Ia uite. O șmecherie de aia cu un vultur acolo, niște chestii foarte... Mamă. Au cumpărat niște lemne, niște brad. Ia uite, fosila! Ia să vedem fosila, fraților. Hop. Am făcut ceva în fosila asta. Wow! Saltelele de care spune de la Teamflex. Super mega, ia să vedem. A, păi, o pun aici frumos. Asta vă că nu trebuia cu aici nu s-o potrivi, vă că jos. Teamflex. Ia să vedem. Mamă! Ce minunată e. Adică aici dacă le-aș geam în jos, poți să stai, știi? Stai așa, n-ai nicio treabă. Adevăr că sarțelele sunt foarte, foarte comode. Și ia să aici. Caută comoara. Băi, lasă-mă, naibii! Comoara, auzi. E gata. Și nu știu, o fi din video în care a venit Cornel aici sau din alt video? Ia uite, frate, și mă pune apă să fac. Să caut comoara. Hop, am găsit aici, cred că asta e, frate. Că și eu al nevi, dacă nu asta e. Ce-o fi aici? Nu, asta e mocheta, mă. Nu, asta e mocheta. Mamă, spărit, am crezut că asta e comoara. Și comoara, bă, băiat. Că râde de mine cineva. Auzi, caut comoară.
Na, și comoară să caut, că nu-i nică. Voi râdeți de mine. Comoara voastră, caut o comoară. Nu mai caut nicio comoară, gata. Râde de mine să caut comoara. Era, dacă era ceva, era și niște și comoară să caut. Unde s-o caut? Trebuia să dai un indiciu. Ăsta care a venit aici și a lăsat să caut comoara. Trebuia să le un indiciu. Indiciu, e în rulot sau e afară sau e în pădure sau unde e. Da, nu mai stăm la discuții. Dar înainte de asta, că dacă Cornel nu-i și n-are cine să facă de mâncare și asta, eu am venit pregătit. Pregătit în adevăratul sens al cuvântului. Așa. Am aici un... Am aici un sandwich. Întâi să mănânc sandwich-ul ăsta. O bunătate. Mănânc sandwich-ul și imediat mă apuc să pun cotitoarea în funcțiune. E foarte bun. Vezi pe acolo că au făcut ghiuvet, au făcut chestii, trestii. Foarte frumos, dar... Vedeți, fraților? Se cunoaște, dacă o săptămână, două, nu-i cineva la casa omului care să aibă grijă de ea, să o întrețină, să tai o buriană, să bat un cui într-un gard, să alea-alea. Să duci. Să duci și tăti să duc la vale. Pentru că așa e natura. Crești bâldii, cresc burieni, cresc copaci. Și... Hai așa să mă mănânc și eu. De asta zici că omul sfințește locul. De multe ori el își râcă, dar el își sfințește. Unde pune mâna omul se cunoaște. Se schimbă. Ați văzut orașe întregi. Evoluția, dar nu mai vorbim de asta. Termin sandwich-ul și mă apuc imediat. Ha, vrei? M-am echipat, am fost la depozit și am luat o șmecherie de asta, cred că e mult mai șmecheră, cu plasă. Cu ochelari îți transpiră. Nici nu știu de unde să încep. Dintr-o parte, din alta, dar cred că încep de... O să mă duc la căsuță în partea aia. Exact. Prima problemă acum. Of, doamne, 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 sunt căsăți cu bucat de sârmă. Ca să repar acolo ăla, că nu pot. Da, sper să țină.
Da? Am să încep din partea asta de la Vali, la Căsuță. Și sper ca până de seară să reușesc să le înduresc pe aici. Aici nu-i mare lucru, dar nu trebuie, da. Trebuie și pe aici, la aia, de acolo la Vali. E jale. Mamă, mierile este, trebuie strâns. Fără gard și fără poartă, o casă dărăpânată, ce stăteam mai să cadă, am renovat-o pe toată. I-am pus uși și-am pus ferestre și un acoperiș peste, cu drag la ea am muncit și cam basme a ieșit. Cât ar fi lumea de rea, nimic n-o să ne oprească. Să ducem la bun sfârșit tot ce ne-am propus în viață. Cu așa comunitate, orice o să reușim. Și o să mergem mai departe, pentru voi că vă iubim. Casa de pe uliță, cu ghiler și cu sobiță, am pus și o iconiță, c-am făcut tot cu credință. I-am dat și o zugrăveală și vorghești, domnule, o leacă, uite, o leacă, dacă dai, e gata, se schimbă total. A rămas fără fir la cosătoare. Trebuie să mă duc să-i pun fir. Dar înainte de asta, știți că v-am spus deja de multe ori despre Mr. Beat și că este unul dintre hobby-urile mele preferate. Vreau să vă reamintesc ce este Mr. Beat și de ce am încredere în el. Mr. Beat mă ajută întotdeauna să mă încarc cu emoții tari și să urmăresc meciurile cu mare interes și entuziasm. Ia uite așa. Mr. Beat este o platformă majoră de jocuri de noroc care oferă o multitudine de sloturi uimitoare de casino. Astfel a devenit o stea în ascensiune pe piața locală de e-gaming. Este un casino oficial românesc care funcționează sub licența acordată de ONJN, Autoritatea Națională de Reglementare din România. Pe site-ul Mr. Beat poți paria pe echipele tale favorite, poți urmări cele mai bune evenimente din lume, pariază pe multe sporturi și bucură-te de interfața lor prietenoasă și de multe caracteristici doar pe site-ul Mr. Beat. Pentru aceia dintre voi care folosesc Android, există o aplicație minunată pe care o puteți descărca din magazin Play, iar pentru cei care folosiți iPhone la fel ca mine, site-ul funcționează excelent și sunt foarte mulțumit de el. Accesați link-ul, jucați și distrați-vă! Înregistrați-vă pe link-ul din primul comentariu, faceți un depozit și distrați-vă alături de Mr. Beat.
După ce m-am relaxat cu Mr. Beats, nu credeți că am stat degeaba. N-am mai filmat, că am zis că e plictisător. Am terminat de dat cu coasa aici, partea asta. Am dat cu coasa, cu cosătoarea pe sus, pe acolo trebuie să tai ăsta cu toporul, dar n-am găsit un topor pe aici. Ăsta l-am flendurit cum am reușit eu. Am trecut și în partea de la deal, în partea de la căbănuț. Parcă e altă viață, fraților, parcă e altceva. Am dat o leacă și pe aici, cât s-a putut așa în mari. Mai am o leacă acolo, când mi s-a terminat din nou firul, trebuie să mă duc să pun alt fir. Mai am o leacă acolo și după aia să trec la partea asta de la deal. Dar înainte de asta mă gândeam să fac o tură cu mașina. Mă gândeam să-i flenduresc o leacă mașina lui Cornel. Stai că uite, iar uite părul ăsta, stă ca boala. Mă, mai uite, uite. Ia uite-l cum stă. Mă gândeam să fac o tură cu mașina. Deși eu și lăsat-o aici, nu-mi dau seama. Ia uite-o, frate. Ia uite-o. Și tăbloanță, bă, băiatule, bă, și tăbloanță aici. Unde și pus cheia, bă? Nu-i cheia pe aici. Unde și pus-o? Eu și-o lăsat pe aici. Au luat-o el, o flendurit-o el, bă, băiatule, bă. O ascuns-o. Și auzi că dacă vine Tiberiu, și auzi, ca să nu... Bă, ia să mă uite o leacă, las-o boate de mașină acum, că m-am săturat. Mă, drifturi am făcut cu ea. Mamă, dar și ei și-a în grădină. Văi de mine și de mine, trebuie să... Păi... Trebuie să iau discul aici. Discul, că n-ai cu și altceva scos ăștia aici. Mamă, care faci gogoș, buruienile sunt mai mari ca copașii, bă, băiatule, bă. Îți curăț, mai sunt ceva roșii pe acolo? Sau nu mai sunt? Vai de mine și de mine, uite, dacă nu, am fost eu ca să țin grădina din scurt, s-o zăpăși grădina, frate, sunt mai mari buruienile ca mine. Cel puțin aici văd că e o leacă mai curat. Dar văd că sunt roșii. Sunt roșii, bă. Ia uite-o, bă, și frumoasă e. Mamă, sunt frumoasă. Mă, să vezi ce salată îmi fac eu acuși. Nu mai gândi, ne-am luat niște barabuli. Sunt cam trecut, cred că de acolo. Ia. Și gust are. Sunt. Ioi. Mai sunt roșii. Și miros au. Și bine miroasa. Ia uite, bă, că s-o făcute. M-a pus cu lei câteva roșii. Întrătesc o salată. Vezi, mai aici este apă în vântână. Asta s-o străca, bă, băiată, și eu pățet. Cum până de și lăsat în jos? Schimbat ăsta, bă. Acum am văzut. Nea. O, și găleată o schimbat-o. Acum văd. Trebuie făcut aici. Am luat ceva în gât. Trebuie făcut curățenie și pe aici. Trebuie să vin cu aia să
să cosă și pe aici. Da, până atunci am mai pus să strâng niște roșii, să le duc la deal. Cred că ar trebui să-mi fac și ceva de mâncare. Cacu, momentan n-am cui să-i cer. Așa că trebuie să-mi fac singur. Minunății roșii. Astea mici sunt cele mai bune. Astea așa mici. Astea cele care sunt mici sunt cele mai gustoase. Na, le-am scapat jos. Cred că ajung la tot ea. Oare găsesc ceva castraveți, dar și niboala să bag acolo. Și un nebun dacă nu sunt mai mari băldile ca mine. Vai de mine și de mine. Am mă pot băga aici. Am încă balauri. Dar o să fac numai roșii. Roșii cu sare și cu ulei. Ia uite și frumusăț. Ia uite, parcă nu-mi vine să le las aici. Ne ajung. Mă duc la deal. E un ardeal. Vesterj. Da. Vă plac și... pardon, vă plac și pălăria mea. Vezi mâncare întrântesc eu acum. Nu mai geni pun și mănânc ceva. După cum am zis, am niște barabuli, îmi fac și barabuli prăjite cu o salată de roșii. Și cu un cârnașor prăjit. Și cu două ouă. Și mănânc ca dihuru. I-aș face ceva lui Cornel, dar nu știu ce să-i fac. Am vrut să iau mașina, dar cine știe unde o pus cheile? Cine știe unde o pus cheile? Am să mă uit prin cabana și am să mă uit pe acolo. Să văd, poate le găsesc. Fac niște drifturi, dacă nu, din nou văzut lumea. Ia uite aici. Așa. Hei, vine trebuie. Lasă că o să-ți dau și ție o bucată de cărnat. S-am dat o bucată, ți-mi dau. Așteaptă întâi să fac și eu de mâncare. Tulfuț sau cum îl cheamă pe ăsta, că nu știu. Dar nu se poate, fraților, fără mâncare, imposibil, și așa n-am mâncat nicio de azi dimineață, decât sandwich-ul ceala, am mâncat vreo 3 sarmale, cu 2 croasoane de borș, n-am mâncat nicio, dar nici foame de nu mai pot, cred că ajung 3 barabole de astea, că dacă singur, nu cred că are rost să fac mai multe, sper să găsesc vreo tigaie pe aici, dar trebuie să fie. E imposibil să nu fie. Pac, imediat. Le-am aruncat în tigai. Le-am prăjit, am prăjit cărnațul, am făcut toule. Am tăiat roșiile, așa e. Dar vă rog din suflet să scriți în comentarii. Și să-i fac lui Cornel. Și farsă, și să-i fac domnule lui Cornel. Să puneți la vot. I-aș face, dar nu știu ce să-i fac. Am zis să fac drip cu mașina. Scrieți cu tățărăp din comentarii și boacănă să-i fac lui Cornel să se minuneze. Să mă țin în minte. Nu toată viața, jumătate de viață măcar. Măcar o lună să mă țin în minte, să mă pomenească. În continuu. Acum suntem și noi. Modern, fraților, cum i-a trecut prin capul să fac așa ceva? Tu te văd aici, uite și extraordinar. Extraordinar, fain. Hai, pot să zic lumea că mă spăl pe mână la parabuli.
tare așa, să le pun astea undeva. Doar e praf. E praf la fel ca pe... Nu văd... A, uite, tipul aia acolo, he. Incredibil. Am trăit să o văd și pe asta, fraților, n-am crezut niciodată că o să avem la căsa din păduri chiuvetă cu apă curentă, apă curentă. Bine, apă curentă, poți zici că e apă curentă. Nu mai trebuie să mă duc la vale. Ia uite, un lucru bun că s-o stricat. Că o putrezit rezervorul și ala. Poți să o folosești pe post de oala asta, de ligian gen. Incredibil. Sper că e curată, nu? Cred că nu și-o spala bocanci aici. Asta o fi bună, tipa aia asta. E bună sau nu fi bună? E bună pentru ce întrebi în ea să fac. Eu zic că e extraordinară. Asta pare și de inox. Hei, să aprind focul acum. Să văd dacă am gătej. Bun, să vedem sari, ulei. Nu mai știu o sticlă de ulei. Eu fi pus sarea, bă, dar și ăsta l-a făcut super mega șmecher, frate. Ăsta super mega șmecher. N-am cuvinte. E extraordinar. Da. Da, să nu mă mai minunez și să mă apuc să fac roșii. Dacă întrântesc un lighean de ăsta de roșii, mănânc de behăi. Asta e bună? Dacă stricată sau nu se pare? Ce mâncare fac eu? Am satur numai din roșiile astea. Asta e bleagă. O pun. Așa e bună. Putredă? Putredă. Trebuia să le iau de alea care sunt mai tare, oleacă. Da, mi-ar și astea. Ia uite. Incredibil. Voi mânca boale și noi mai puteți să fac treabă. Mame. Eu. Dar și aici, fratele meu. M-aș baga să, dar nu mă bag. Le boale să le ca sări pe mine. M-aș baga să-l deschid la mai tare, dar nu mă bag. Măcar o șapă, dacă găsesc o șapă, e perfect. Când m-am uitat pe acolo, am văzut cum este șapă. Să tai o șapă, să o pun în salată. Uite și barabuliu, mi-a dat seama, eu am cumpărat barabuli. Uite, să o vestejă barabulii, să știu nebună. Păi dacă e să și tu. Și apa asta mai este și apă sau furat-o? Uite aici. Aha. Hai că am găsit.
două șepe. De pe aici, mică, mică, trei șepe. Cred că ne ajunge, uite, mai e una aici, patru șepe. Perfect. Na, uite că și castraveță. Ai și să mai faci frate cu ăștia. Ăștia nici găinile nu-i mai mănâncă. Îmbătrânit. Am să iau vreo câțiva castraveți de aia. Că pac adi. Șansă e... E duc lui frate meu să-l dea la găini. O greblă, să greblă tătea este, să le strâng de aici. E treabă. Este treabă, da? Nimic nu-i mai important decât burtica mea. Decât burtica mea. Că dacă burta mea nu-i pusă la cali, nici treabă nu pot face. Ah! Era să mă tai. Știu că și apa nu se taie în mână. Da, eu o tai. În lene să mai tai pe fund. Fac cu harababur aici. Da, merge la când trebuie în ea. La când trebuie în ea, e perfect. Tu bună tată aici. Nu știu dacă am pus. Am pus ulei oare? Nu cred că am pus ulei. Mamă, ne-am făcut un ligenoi mare. Hai să mânca. Dar am pus ulei? Nu cred că am pus. Leu, m-am pus o leacă jos. Fraților, cred că între timp ați scris ceva comentarii acolo, nu? Cu ce ar trebui să-i fac lui Cornel. Dați-mi idei că, sincer, după atâta pauză, sunt pană de idei. Ce ar trebui să fac? Ce să-i fac? Ce farsă să-i fac? Ce să, cu ce să-l năcăjesc? Ai. Vezi barabuli faci aici. Ei, nu te du te tră, Doamne iartă-mă. Ia uite, frate, ce fac. Te-am pierdut. Sunt curios dacă ne ajunge bucata asta de cărnaț. Ne ajunge? Ne ajunge, cred că. Am să-l tai în patru bucăți. Wow! Wow! Man! Câta barabula! Ori îmi fac de mâncare când îmi fac, ori nu mai fac deloc. Răciune e bună. Jeți-vă! Ioi! Ala tata, ala tot, jeți-vă, mâncă-vă tata să vă mănânc și că vă mănânc acuși.
Ia uite. Ia uite-l ce e aici, mă. Cea mai bună mâncare care am mâncat-o. Uai, du-te! Măi, dar nu te lăs jos să te scap și nu te lăs. Ei, nebunit? Eu te spăl și te bag înapoi. Pare să mai fac și ouă. Dacă mai fac și două ouă. Zboie. Hai, cu unul l-am scapat jos mai devreme. N-am mai filmat, că am zis că dacă mai filmez și asta, mă enervez iar. Ia uite-l. Ia uite-l. S-o dus boale jos ouă. Acum să văd dacă reușesc cu o mână. Du-te boale, bă. E și greu să faci treabă cu o mână. Cam așa. A, că e bun și așa. A ieșit un terchea berchea aici. Ei, hai să zic că e scrob, na. Zic și eu, mă fac că n-am vrut să fac cu ochi, am făcut scrob. Ia, cana. Hai cu scrobul! Dar voi știți că ăsta e scrob, nu-i ochi. Dar merge, stați liniștiți că merge. Deci când îl faci scrob, nu se sparge tot. Ia, cana. Bun. O mâncare de toată frumusețea. Mă ansamblez imediat, mă duc afară la aer curat. Punem acolo tot și avem de pus. Și așa arată. Uite câte zi am lăsat. Dacă v-ați da seama cât de bun e. Extraordinare. Extraordinare. Wow, și ouă ăsta miroase frumos. Tulfuț? Incredibil. Tulfuț? Cum e ce-am păsta, bă? Cuși de aici. Nu răspunde, bă, că la tulfuț. Uși de aici. Fraților, ți-am poftă. Ai du-te de aici, că nu ia ta asta. Ne revedem îndată. Bă, și mănânc. Cu forță proaspete ca să termin și am început azi. După părerea voastră, credeți că am mâncat și era acolo? Sau mai rămas? Am vrut să nu mai arăt. Să vă pun pe voi în comentarii, să comentați, să spuneți dacă am mâncat tot sau nu. Între timp, m-am apucat și am dat porțiunea asta prin față, pe acolo, am dat tot bucata asta. O mai rămas cam jumate, mă doare mâna din mai poși. Să știu, e bun, dacă nu, cam așa, până la jumate, acolo am dat. Am cosit. Cred că o să mai las pe mâini că am făcut destul de treaba azi. Pare ușor, pare ușor. Mai ales că acum că nici măcar nu am arătat cum am cosit decât foarte, foarte puțin. Pare foarte simplu și ușor. Dar să știți că necesită timp. Timp, 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 timp. Și da, și e greuț. Ia să beau o gură de apă. S-o încălzit apa asta aici. Și așa. Dragă Tiberiu și Cornel, am reușit să ajungem la căsuța din pădure după multe căutări. Căsuța este foarte frumoasă, vă urmăresc de mulți ani. Primul video a fost cel cu desfundarea fântânii. Toată familia mea vă urmărește cu drag. Bunici, părinți, verișori, verișorii mei și chiar și eu.
Am 12 ani, vă urmăresc din București, mulți înainte. A fost greu să ajungem aici, dar am întrebat oamenii de pe stradă. Unii se uitau la noi de parcă am fi fost nebuni. Dar cu multă speranță am ajuns și sunt foarte fericită. Sunt foarte fericită, cred că da, e o fetiță. Am impresia că e un vis. Eu am făcut poză cu voi acum câțiva ani în Curbă la Fumați. Aha, stai că mi-aduc aminte. Iar acum am zis să venim și la Căsuță. Să vă trăiască băieții. Vă îmbrățișez cu drag, Daria. Familia Cărămidaru. Familia Cărămidaru și Ionuț cu Andreea. Foarte frumos scris, vă mulțumesc din suflet. Și voi să trăiți, să fiți sănătoși. Și chiar o scrisoare foarte frumoasă, plăcută. Cât entuziasm transmite fetița de 12 ani. Mă bucur pentru ea că a reușit să ajungă la casa din pădurii. Și vreau să mă uit eu. Stai să mă duc să aduc cheia. Vreau să mă uit și în cutia poștală. Așa. Ia să vedem, să știu. Ducati. Ia uite și niodată aici Ducati. Mamă, asta e sigla de la Ducati, frate. Ducati, frate. 20 de lei. Și scrie în felul următor. Hai să-l lăsăm un pic aici. Scrie în felul... Am văzut după aia care numără telefon, o să șterg toată partea. Salut Tiberiu și Cornel, astăzi 22.08.2023, v-am vizitat familia Sfiroiu, din păcate nu v-am găsit aici, dar ne bucurăm că am văzut acest loc. În curte la Căsuță nu am intrat, am zburat puțin cu drona, dar menționez că nu postez nicăieri, e doar ca amintire. În caz că vreți să trimit ce am făcut, ne-a lăsat numărul telefon acolo. Vă salutăm, vă urăm toate cele bune și la toți și sper să reușim să ne întâlnim. Flavius, Gabriela, Eleonora și Flavia, mult succes! Băi, vă mulțumim din suflet, o să iau numărul de telefon și chiar sunt curios să văd ce filmare ați făcut. Ăsta este un plic, ia să vedem ce se află în plicul ăsta. Aoleu, opa, 50 de lei. 50 de lei. 50 de lei. Și avem aici în felul următor. Dragă Tiberiu și Cornel, te salutăm. Te salută Edi, Patrick, Andreea, Tania, John și Simona din Timiș, localitatea Gătaia. Vă urmărim cu drag și suntem bucuroși că am ajuns la Căsa din Pădure. Ne pare rău că nu ne-am întâlnit, probabil. Vă dorim spor la treabă și așteptăm următoarele videoclipuri haioase. Băi, mulțumim din suflet de donație. Astea o să le las aici, că să le vadă oricum Cornel, le vede pe vlog. Numărul de telefon o să-l iau. Așa. Opa. Bun. Da, știți ceva, fraților? N-am găsit comoara. N-am găsit comoara. Astăzi m-am chinuit cu încărcarea telefonului, că s-a descărcat de vreo două ori și m-am chinuit să-l încarc la mașină. O trebuie să țin mașina pornită, că altfel nu-i doar pe contact, e pe... Bine, pe contact, dar dacă lăsam doar contactul pus, era posibil să rămân fără baterie. Jumătate și ei de acolo o lăs pe mâine. Nu mai dau azi că deja e târziu. Nici prea multă treabă nu e bun să faci, că dacă faci prea multă treabă, după aia nu e bun. Așa, bag astea aici. Mamă, ce greu. Șofia este aici. Opa. Tiberiu și Cornel. Le desfac mâinii aici. Le desfac mâinii. O să iau asta, o să trag mașina aici. Uite unde era toporul. Și am intrat de-a teoriei și nu l-am văzut.
O să iau bluietele acasă ca să îl încarc. Încerca și cu generatorul. Generatorul nu are benzină. Așa. Să bag și asta înapoi. Am făcut o lecuță cât de ordine. Mai e de făcut. Mai e ordine de făcut, o grămadă aici. O grămăzia. Acum eu văd că acolo e geam. Și aici e geam. Am să trag mașina cu spatele aici ca să încarc bluietele. Și mai am aranjat lemnele cele de acolo. Nu știu cu acele unde să le pun. Acolo la deal sunt o grămadă de scânduri și acele trebuie aranjate. Excavatorul nu știu dacă mai merge, trebuie să-i punem șunila la loc. Cheile, nu știu unde sunt cheile de la Dacia. Băi, că dacă găseam cheile de la Dacia, făceam o minune pe aici. Dar găsesc eu. Sigur îmi dați voi idei ce să fac. Sigur îmi dați idei. Vreau să spuneți. Am lăsat contactul pus sau nu era contactul pus? Bun. Hup. Te dau pe ceva pe aici, ceva pe aici. Hop, ajung. Uite așa. Perfect, o să încarc buletele. O să-l lăs încarce toată noaptea. Aici acum am adus cosătoarea. Așa. Asta sunt încărcătoarele de la bicicletă. Uite așa. Am încărcat astea. O să închid aici. E cum se închide, frate. Valeu. Bun. Acolo n-am umblat. Și acum să vă arăt că cu siguranță cred că sunteți curioși. Uite, trebuia să bag și astea înăuntru. Dar o să le bag în magazin astea. Uleiurile astea. Cu siguranță sunteți curioși să vedeți cât am mâncat. Am zis că greblu și acolo, am zis că fac o grămadă azi, da. Așa e ca prima zi. După atâta, de așa cum îi zice, după atâta pauză, e cam greu, foarte greu. Așa, sper să nu te fi lăsat înăuntru, nu. Trebuie, uite aici, ia. Tarararam, tarararam, tarararam. Tăți cartofii, bine. Salata n-am putut să o mănânc, tătă. Și acolo, cicatul gânganii. Mușcă cu mușcă, dar nici nu mai mănânc. Salata n-am putut să o mănânc, tătă, fraților. Era un ligenoi, dar jumate din ea tot am mâncat. Hai să le strâng de aici, să nu le lăs. Da, mai e de muncă. Mai e de muncă, da. Eu unul singur e un pic greu. E greu și cu filmatul. Cheile de la Ford. Nu știu unde aș fi pus cheile de la măgăoaia cealaltă. De la Dacia. Uite. Au. Bun. Bun. Păi, fraților, oameni buni, dragi prieteni, doamnelor și domnișoarelor, cucoanelor și toate națiile de pe pământ și toți extraterestri, cam atât pe azi. Am strâns tot, cam atât pe azi. Parcă arată altfel, ceea ce spuneam eu. Omul sfințăște locul, frate. Omul sfințăște locul. Cum a venit și cum s-o apuca și cum o tăie toleacă și cum o aranja și cum alea, gata.
se schimbă tot. Mai e de muncă, da? Lasă cu ușor, o să le rezolv. Mâine o să vin mai dimineața, azi am venit o leacă mai târziu. Mâine o să vin pe la 7, pe la 8, nu știu pe la cât. Și o să mă apuc să termin de cosăt acolo. Și o să distrâns pe aici, cum spuneam, și mai este lemnele astea, găsesc eu. Distrâns mierele și ele pe acolo. Mai e, da? Sincer, nu mai pot. Ne ajunge. Iasca, după prima zi, cum spuneam, îmi ajunge. V-am pupat, să aveți o seară minunată. Nu uitați să dați un like. Să spuneți părerea voastră. Să lăsați un comentariu. Să-mi spuneți ce ar trebui să-i fac lui Cornel. Vreau să-i fac ceva. Tu știți că așa-s eu, frate. Așa-s eu. Nu pot. Dacă nu-i fac ceva, nu pot. Nu pot să mă abțin. Trebuie neapărat să-i fac ceva. Și doar voi mă puteți ajuta. Veniți cu idei de farsă pentru Cornel. V-am pupat. Ciao. Hai, Doamne. Cât ar fi lumea de rea, nimic n-o să ne oprească. Să ducem la bun sfârșit tot ce ne-am propus în viață. Cu așa comunitate